Bine v-am găsit, Liga DigiSport, și să-i urăm bine a venit și lui Răzvan Raț după o lungă absență din studiourile DigiSport. Vă explicați bine și de ce. Bine v-am găsit. Pentru că e un pic mai bronzat decât a fost ultima oară. Da, uite că se vede la... Sunt mai întunecat. Și că tot pregăteam cu Ionuț Badea, celălalt invitat al meu, tot pregăteam niște glume și am zis, ca să nu fim acuzați de cine știe ce, o punem pe aia, că te întrebăm dacă s-au deschis și solarele odată cu... Doar alea de roșii. Odată cu măsurile de relaxare, așteptăm și stadionele. Cum? Greu, nu? Două luni și cât? Două luni. În cap aproape. Pentru cei care îl urmăresc pe Twitter, pe Răzvan Raț, știe de ce glumim noi așa cu el, pentru că un pic peste două luni, după cum spuneam, a fost în Bali, într-un cantonament. A postat și unele filmulețe. Pe Instagram. Twitter. Smoară pe Instagram. Dacă găsești ceva, să vedem, să comentăm împreună cu Răzvan. Cum a fost? Păi, era preconizat să stau mai puțin, dar m-am răzgândit între timp. N-a fost cu... De fapt, tu te-ai tot de ceva timp, adică n-ai... Nu, m-am întors al arterii. Și n-a fost cu carantină din Bali? Eram sigur că asta e... Că o să te întreb asta? Nu, că în spatele tău rulează un... Nu mai rulează. Păi nu mai rulează. Eu aș vrea să-l văd pe ecran, adică... Spatele, e ceva în spatele meu. Exact. E ceva în spatele meu. Un video care... O să-l vedem. Zmaranda l-a găsit exact pe ăla. O să-l vedem. Păi te îndoiești că Zmaranda... Da, acesta este... A, acesta este? Sigur? Da, uite-l și pe Răzvan. Am apărut și eu. Și în echipament de culoare albă o recunoaștem pe Iulia, nu? Da. Cam așa. N-a fost ușor. Eu nu știu ce zici. Mai, e bine că mai căldură. Vorbim și despre altceva în afară. Căldură, umiditate, nu e greu de respirat. Te-ai chinuit? Da. Nu. Te-ai chinuit. Dar era preconizat să stau mai puțin, dar între timp m-am sucit. N-ai avut nevoie de carantină în momentul în care te-ai întors, nu? Nu. Indonezia, da. Da, Indonezia nu e pe lista țărilor în care intri în carantină după la întoarcerea în România. Păi și nu ți-a fost greu să te rupi de fotbalul românesc de toată această perioadă? Ai urmărit pe net toate meciurile? Ai văzut? Ești la curent cu... Sincer, nu. Înțeles. Da, o să ai timp. Nu, mă refer că am citit știrile, dar nu mă refer că nu m-am uitat la meciuri. Da, e bine. Până la urmă, după ce... Plus asta era și o diferență de fusorar în care nu prea îmi permitea... Tulburie somnul familiei. Da. Niciun ăsta. Până la urmă, nu, e o etapă, nu, în viața oricărui sportiv de performanță, închei cariera de jucător și la un moment dat, uite, poți să ai privilegiu înainte de a te apuca de altceva și Răzvan tot, că discutăm destul de des, tot cochetează cu ideea de a rămâne în fotbal și de a începe ceva, dar e firească o astfel de perioadă pe care să-ți o iei, perioada eu tampon. Cred că este și binevenită până la urmă. Tu ai avut-o? Ai stat? Nu atât de mult. Nu. Am avut câteva excursii așa, dar într-un timp foarte scurt e greu să găsești o breșă atât de mare în program, pentru că am renunțat la cariera de jucător, imediat am rămas antrenor pe bancă și nu prea au fost momente de genul ăsta. Însă e binevenită pentru că de obicei vorbim de probleme, de lucruri mai puțin bune. Uite că acest lucru poate fi și un target până la urmă. E vorba de nivelul de trai. Mulți oameni din afară, din alte țări, își permit asemenea vacanțe regulat. La noi nivelul de trai este însă destul de redus. Și aici faptul că Răzvan a putut să facă așa ceva e... Poate spun eu, poate fi un țel pentru oricine. Ce îmi place oricine. Și din postările lui și din ce am mai vorbit cu tine, te-ai dus acolo să vezi cumva parfumul locului, să vezi real life acolo, nu te-ai dus neapărat într-un resort, și adică te-ai bucurat efectiv de ce înseamnă viața într-o altă cultură, altă civilizație. Da, pentru că practic n-a fost o vacanță. Eu cred că am combinat utilul cu plăcutul. Acolo nu am fost doar pentru a mă relaxa, pentru că
Am avut și alte lucruri de făcut, nu e cazul să vorbim despre... Tehnologia îți permite acum răzvanița. Da, și acum, nu, dar și sunt foarte mulți oameni care, de exemplu englezi, de exemplu ruși, de exemplu oameni care în țările lor au o iarnă destul de lungă și atunci ei undeva din octombrie până în martie, aprilie lucrează practic din cu ajutorul tehnologiei, lucrează din Bali și practic toată perioada de iarnă și o petrec acolo. Telemuncă e Bali muncă, să-i spun. Nu, da, chiar sunt foarte multe, să zic așa, un fel de cafenele, să spunem așa, în care... Adică tu ai și lucrat acolo, ne spui, nu? Ai dezvoltat. Ai spațiu tău, un cafeneaua respectivă? Da, 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 e un spațiu delimitat în care ai priză, computer și se numește coworking, în care sunt foarte mulți și sunt pline, credeți-mă că erau pline, pentru că sunt oameni care cu ajutorul tehnologiei lucrează, e mai puțin important, orică lucrezi de acasă, orică lucrezi din Bali, tot aia e. Așa că... Tu știu că te axezi cumva și pe ideea asta de a veni de administrativ în fotbal, nu? Că urmezi sau ai urmat, ai de gând să urmezi în continuare. Da, am fost în mijlocul acestui curs organizat de UEFA prin Federația Română de Fotbal. Se numește Certificate in Football Management, management de fotbal. Deci de o școală de management. O școală de management în care... care se va termina în iunie anul ăsta,